dimineața, Nița a revenit pe canalul meu de YouTube și în 2024, pentru că este aproape mijlocul lunii ianuarie și încă n-am apucat să vorbesc cu voi și într-un daily vlog, am zis că ăsta este momentul potrivit și nu am apucat până acum pentru că am fost prinsă cu facultate, pentru că știți că după vacanța de Crăciun începe și sesiunea, adică, mă rog, încep proiectele acelea de final plus sesiune și mai am un pic o săptămână, de fapt, săptămâna asta care urmează, luni și marți, care este în 15-16, și apoi de următoarea săptămână începe sesiunea. Așa, și de aceea nu prea am apucat, am fost foarte prinsă cu proiectele astea care nu știu cum Dumnezeu le se întâmplă, dar toate, sau majoritatea de fapt, sunt la sfârșit de semestru, ceea ce este ceva minunat, pentru că te aglomerezi foarte mult. Am fost prinsă și cu lucru, bineînțeles, pentru că mai și muncesc, și cu viața mea de zi cu zi, care nu este nici ea foarte liniștită în ultimul timp, adică chiar am treabă de făcut și e destul de multă agitație. Dar nu mă plâng, că probabil dacă ar fi prea multă liniște, m-aș plictisi. Așa că n-are nimic, încercăm să trecem peste. Da. Sau nu știu dacă s-au întâmplat foarte multe chestii așa interesante de când a început anul acesta. Nu v-am povestit ce am făcut de Revelion, dar vă zic acum rapid. Am fost la niște prieteni, am stat acolo cu ei și dimineața ne-am întors. Am fost în București, dimineața ne-am întors. A doua zi am fost tot la ei. Nu știu, ceva interesant. Apoi am început să muncesc pentru că s-au terminat acele zile libere, am lucrat de acasă oricum și săptămâna asta tot de acasă și cam atât. Nu știu, într-un weekend, cred că weekendul trecut, într-o sâmbătă, au venit niște prieteni la noi și ne-am jucat și cam atât. Am început să ne facem un picuț planuri, așa, pentru februarie, de exemplu, că plecăm la munte. Urmează să ne luăm cazare, încă n-am luat nimic, dar planurile sunt făcute, sperăm să ne și iasă și să nu se întâmple așa ceva... și să ne perturbe. Sunt ocupată momentan cu, v-am zis, cu proiectele de la facultate și apoi încep sesiunea, deci trebuie să și învăț. Așa, apoi v-am zis, vine vacanța, plecăm la munte. În martie ne-am propus să mergem în Milano și să vizităm mai multe orașe pe lângă Milano. Va fi un city break, dar ne-am propus să mergem și până în lacul Como, să mergem și la lacul Como, plus încă alte două mini-orășele de acolo. Așa, sperăm că anul ăsta va fi unul mai bun față de cel care a trecut, pentru că a fost un an oribil din punctul meu de vedere și din punctul iubitului meu de vedere. A fost cel mai nașpa an de până acum pentru noi. Ce mai avem de gând să facem? Stați că mă gândesc. Avem de gând să ne cumpărăm niște chestii pentru casă, gen electrocasnice. Avem pe listă, deja am cumpărat unul dintre ele și anume un aparat de cafea, dar o să vă zic un picuț astăzi despre el. Dar mâine dimineață când îmi fac cafea, pentru că acum este 8 și ceva, seara nu mai are rost, când o să-mi fac cafea vorbim mai mult și vă și arăt cum funcționează, vă arăt exact despre ce este vorba. Așa. Hai să vorbesc despre aparatul de cafea. Este unul din electrocasnicele pe care ne le-am propus pentru anul acesta. Eu aveam un aparat cu capsule de la Nescafe, dar cafeaua de la el era așa, o cafea foarte... nu neapărat sănătoasă, dar nu asta era problema, că oricum nu cred că există ceva sănătos în ziua de azi. Era nașpa din cauza faptului că... era cu lapte și avea lapte din acela praf direct băgat în capsulă, vă dați seama că nu era nimic ok și mi-am luat un aparat de la Nespresso care a costat vreo 600 și ceva de lei plus un aparat de spumat laptele care și el a costat vreo 400 de lei și lunar îmi iau cafea de la ei. Acum mi-am făcut abonament și practic nu plătesc cât am zis, 600 și ceva și 400 și ceva, n-am plătit de fapt. Și o să plătesc, îmi iau ei de pe card lunar 190 de lei, dar banii aceștia sunt doar un abonament și de care eu, cu care de fapt, cu banii aceștia, îmi voi lua doar cafea. Știu că poate o să ziceți câtă cafea poți să bei și da, așa este, că am gândit și eu mult toată situația asta. 190 de lei pentru cafea e mai mult decât aș putea bea eu și iubitul meu. Numai că după ce va expira acest an, se va opri și abonamentul nostru, ceea ce înseamnă că toată cafeaua pe care noi o vom cumpăra anul acesta va rămâne pentru anul viitor, bineînțeles. Nu știu, cred că pot să cumpăr de 190 de lei cam vreo 70 de capsule. V-am zis, este mult, ținând cont că sunt 30 de zile într-o lună, eu beau... nu e chiar mult, de exemplu,
nu știu, 30 de zile într-o lună, beau eu 30 de cafele și iubitul meu 30, sunt cam 60 de capsule, deci practic mai îmi rămân vreo 10. Ceea ce nu mi se pare că e extraordinar de mult, dar mă rog, nu asta este neapărat o problemă, că cafea oricum se bea, n-are cum să expire. Și puteam să-mi iau un abonament mai mic sau să dau doar 600 lei pe aparat, dar eu am vrut să le iau la abonament pentru că, v-am zis, aveam nevoie și de aparatul ăla și am zis că n-are rost să dau banii dintr-o dată pe el și apoi să-mi iau și cafea, pentru că oricum cafea o voi consuma, așa că mi este mai ușor să intre direct în abonament și practic aparatul este gratis, după un an de zile, bineînțeles. Dar chiar și acum, că v-am zis, dacă plătesc doar cafea, nu este o problemă. Așa, ce vreau să vă mai zic? O să vă arăt mâine exact, mâine dimineață, cum funcționează. Dar momentan am luat mai multe cafele, că și ăsta este tot cu capsule. Dar și cafeaua este autentică, foarte puternică, este extrem de puternică. Deci chiar este o, nu știu, diferență extraordinar de mare între ceea ce am băut eu până acum, de la acel aparat de la Nescafe, față de Nespresso, care este foarte, foarte, foarte puternică. Eu acum o beau cu lapte, dar ca fapt divers. Chiar este o diferență foarte mare. Am testat mai multe capsule. Unele îmi plac, altele nu îmi plac. Unele sunt mai lungi, altele sunt mai scurte, dar nu e nicio problemă că pot să apăs pe buton și mi se oprește. Chiar dacă acea capsulă este pentru o cană de cafea de 250 ml, eu pot să opresc oricând vreau. Nu trebuie neapărat să ajung la 250 ml de cafea, ceea ce mi se pare un lucru foarte interesant și bun. Da. Pe total, până acum, sunt relativ mulțumită de acest aparat. Mai merge testat. În mod normal, dacă nu-mi place, pot să-l returnez, dar nu voi face chestia asta, pentru că nu mi se pare, nu știu, am gândit foarte mult această variantă înainte de a cumpăra aparatul, așa că cu siguranță nu voi returna aparatul, doar din cauza faptului că am zis eu că mi se pare tare cafeaua. Totuși, am găsit o cafea pe care am testat-o până acum și care mi se pare foarte bună și îmi place și mie și iubitul meu, așa că dacă restul nu ne vor place, vom cumpăra doar cafea din aceasta și aia este până la urmă. Bun, cam asta cu cafeaua, vă arăt dimineața exact cum se face tot procesul și bla bla bla. V-am zis că mai avem câteva electrocasnice, nu vă voi zice exact ce electrocasnice sunt, dar cu siguranță voi arăta aici pe YouTube, pentru că știu sigur că zona aceasta e destul de interesantă, mă gândesc, pentru că majoritatea publicului meu este femei și este alcătuit din femeia asta, am vrut să zic, și cu siguranță va fi interesant pentru voi, fetelor. Bun, atât. Haideți să trecem la o comandă Shein, pe care o am aici lângă mine. Și apoi să trecem la ceva ce am fost eu astăzi în Jumbo să iau. Dar hai să începem întâi cu Shein-ul. Am aici niște bureței. Ăsta mă de aici de deasupra. Nu este de... Adică este de pe Shein, dar nu din comanda asta, sau este de pe Temu, nu mai știu, dar restul, toți ăștia în culoare roz, sunt de pe Shein, sunt bureței mei preferați, v-am mai vorbit despre ei, îi recomand și multă lume îi recomandă și au și un preț foarte bun. Hai să trecem la ce mai găsim aici în punguță. În primul rând, aici a fost o geantă pe care o iau de acolo de pe pat, pentru că am purtat-o astăzi și vă arăt imediat. Asta este geanta. Sincer, se numește baguette, cred, dacă nu bat câmpii, dar îmi place foarte, foarte mult. Inițial mă gândeam că nu pare a fi neapărat genul meu, dar să știți că mie chiar îmi place, este o geantă fără, e din aceasta, destul de moale. Și îmi place foarte, foarte mult. Bineînțeles că asta o văd potrivită mai mult acum iarnă, toamnă, când porți un palton sau ceva. N-aș prea vedea o vara, nu știu de ce. Potrivită, habar n-am, n-am o explicație, dar poate o voi purta și la bar, dar în momentul de față nu mi se pare potrivită pentru acel anul timp. Este foarte încăpătoare. Are aici gaura asta în care bagi practic chestiile în geantă mică, dar în rest aici vedeți că ea chiar este foarte încăpătoare. N-a fost nici foarte scumpă, cred că am dat vreo 30 ceva de lei pe ea, dar îmi place foarte, foarte mult. Așa, hai că mai am un lucru scos. Pentru că această comandă a venit în două comenzi. Am avut o roche pe care am luat-o cu livrare din aceea rapidă și mi-a ajuns miercuri, cred, și restul comenzii mi-a ajuns joi. Adică nu înțeleg de ce nu le-ar fi pus în același ambalaj, în acesta, în același colet, dar mă rog, asta este partea a doua. Și haideți să vă arăt rochea despre care vă vorbeam. Vă zic sincer că rochea asta am luat-o doar pentru simplu fapt că avea un preț destul de mic și pentru că mi-a plăcut modelul.
N-am crezut că îmi va și plăcea atunci când ajunge acasă, pentru că știți cum e cu Shane-ul, de obicei ce comanzi și cum arată pozele nu se potrivește de cele mai multe ori când ajunge produsul acasă, dar asta chiar mi-a plăcut. Nu știu exact cum să vă arăt. În primul rând este o rochie cu mânecă lungă, într-un alb care are ceva pete, aș zice, urme, mă rog, nu știu exact cum să-i zic. Aici vine într-un V, are aici fermoar din acesta. Și chestia interesantă este că el, pe eticheta de aici în interior, dar și pe eticheta atașată din aceea de carton, scrie Nava sau ceva? Nava, cred că este. Ceea ce nu s-a mai întâmplat la hainele la Shein. Adică, de obicei, hainele de pe Shein toate au aceeași etichetă, din ce am văzut eu. Și n-am văzut nicio chestie, niciun articol vestimentar care să vină cu etichetă din aceea, gen ca la H&M, pe care scrie numele brandului sau așa. Materialul este unul foarte fin, dar în partea de aici, vedeți că are un șiret care se strânge, adică poate fi ajustabil și ridici rochea mai sus, gen așa, sau îi dai drumul și o lași mai lungă, cum vrei tu. Și ceea ce mai îmi place este acest volănaș, nu știu dacă îl vedeți. Ba, cred că se vede. De aici în jos este un fel de volănaș și mi se pare foarte drăguță și chiar îmi place. Acum stăteam și mă gândeam dacă merge luată rochea asta cu o pereche de dresuri negre, ca să o pot purta și acum, dar eu zic că ar trebui să meargă și cu niște bocanci negri, nu foarte lungi, eu zic că ar trebui să meargă. N-am probat, nu știu, dar am probat rochea simplă, așa, fără dres, fără nimic și îmi place foarte, foarte mult. Așa că, nu știu, dacă o găsiți undeva pe Shein să o cumpărați, v-am zis, a fost 22 de lei, adică mi se pare un preț foarte bun și rochea este foarte frumoasă, nu mă așteptam. Mai am aici un lucru, ăsta nu este neapărat al meu, este a iubitului meu. Este o statuetă, nu statuetă, un personaj, o figurină, ăsta este cuvântul, o figurină cu un personaj din Dragon Ball. Nu știu dacă vedeți, dar iubitul meu este fan Dragon Ball, așa că a văzut statueta asta și a cumpărat-o. A fost vreo 20 și ceva de lei, 30 de lei. Este cam cât palma mea, după cum puteți vedea. Și să știți că e destul de măricică, materialul destul de tare. Lui a plăcut foarte mult, adică a fost foarte mulțumit. Și încântat. Mai departe, am aici niște ciorăpei. Nu știu ce să zic neapărat despre ei. În poză arătau că sunt mult mai îmblăniți, dar ei de fapt nu sunt foarte îmblăniți. Sunt așa, sunt un pic ciudăței. Aici sunt așa tăiați direct, pare că, nu știu cum să vă arăt. Mă așteptam să fie mai groși, nici nu i-am probat, dar cel, sunt sigură că îmi vin. Mă gândesc, uitați, le iese șoață pe aici. I-am luat pentru că dacă plecăm la munte o să am nevoie de șosețele din acestea mai groase, termice, dar nu știu, vom vedea dacă vor fi bune. Și mai am aici un singur lucru, cred, ba nu, două, da. Mai am aici, de fapt, un produs pentru unghii. Este o ojă, semi sau gel, nici nu mai știu ce mi-am luat. E ceva alb lăptos, parcă, dacă nu mă înșel. Sper că nu mai pot să desfac ăsta. Cred că este alb. Light, nu, e light pink cu un roz deschis ceva. E ambalat, ceea ce este foarte bine. Nu o voi desface, dar cred că este un nude ceva, din ce mi-amintesc eu și sper să nu bat. În piese de la Xay Jammy, cam așa arată. Da. Și aici mai am o rochie. Care mi este un picuț mare. Este în mărimea L, dar din ce știu eu, mi-am luat mărimea L pentru că lucrurile, hainele, de fapt, la Shein sunt lucrate un picuț mai mic. Și am zis că numai bine îmi iau o mărime mai mare ca să fiu sigură că este bună. Este rochia aceea, nu știu dacă știți, mă rog, nu este aceeași rochie, mă refer la tipar. Cum era acea rochie din H&M care ar trebui să vină strâmtă un picuț pe tine și aici să vină de la șolduri în jos un picuț mai... zi, mai largă. E un picuț largă în talie, din păcate. Să știți că materialul îmi place, este destul de fin. Nu știu dacă vedeți voi, dar e așa un picuț catifelat. Aș zice ceea ce îmi place. Aici vine cu năsturei până jos, care sunt doar de formă, adică e doar așa o chestie. Și aici, în partea de jos, ia vedeți, stați că nu știu cum să vă arăt. E un picuț mai lărguță.
Sper că nu s-a distorsionat prea tare culoarea și ați înțeles și voi ceva. Nu este neagră, nu este nici gri, este un negru deschis, aș zice. Îmi place foarte mult, numai că e un picuț lărguță. Trebuie să-i găsesc o curea. Bine, aș putea să o port și fără curea până la urmă, dar cel mai probabil o curea. Dar dacă nu găsesc nicio curea potrivită, o să o port fără curea, că îmi place foarte mult. Este așa o rochiță de toamnă-iarnă, potrivită pentru sezonul mai rece, pentru că e, v-am zis, un material mai grosuț. Ăsta a fost și cu Shein, nu mi-am cumpărat multe produse pentru că, sincer să fiu, n-am avut nevoie și n-am vrut să cheltui bani doar de dragul de a cheltui. Și hai să trecem repede, repejor și la Jumbo. Am aici punguța pe care am dat 120 de lei. Sunt 3 lucruri și am dat 120 de lei, dar vă povestesc imediat de ce. Am zis că mi-am luat un aparat de cafea și bineînțeles că chiar dacă în ultima perioadă am lucrat de acasă, la un moment dat o să mai merg și la birou. De exemplu, săptămâna viitoare merg joi și vineri și am nevoie de un termos. Un termos în care să-mi pun cafeaua și să o iau cu mine la birou, care să țină și produsul cald, cafeaua caldă, și am găsit la ei termos și alea au fost 35 de lei bucata și am luat două pentru mine și pentru litru meu, deci probabil de-aia e așa de mare prețul, chiar dacă sunt 3 produse. În primul rând avem aici un lot din ăsta peanuts, a mai fost unul ceva cu ketchup, le-a luat iubitul meu. Am luat aici niște plasturi cu efect de căldură, n-am folosit niciodată așa ceva. Văd că merg purtați în mai multe zone, eu aș vrea să-l pun undeva aici, de la cum stau la birou și la calculator, mă doare foarte tare zona asta de aici și acolo aș vrea să mi-l pun. Nu știu dacă îl pun astăzi, dar cel mai probabil nu, o să-l pun luni, probabil. Și ăsta este plasturele. Așa. Am luat aici un clește din acesta de bucătărie, care e pentru salată, dar eu nu l-am luat pentru salată neapărat. L-am luat pentru a mai întoarce chestiile, carnea sau ce mai fac eu în tigaie, pentru că, sau în cuptor. Am avut unul din plastic care s-a topit, așa că am zis că numai bine am nevoie de unul din metal, dacă aș putea să-l desfac. Nu pot, dar mă rog, e un clește din acesta de bucătărie. Niște șervețele umede. Astea au fost vreo 2,50 lei. Mereu mi-au șervețele umede, că am nevoie mereu de ele. Ăsta nu este din Jumbo, dar l-am luat din Auchan. Am luat un adaptor, cred că se numește, să pun la o priză ca să-mi intre și aragazul și să-mi intre și aparatul de cafea și spumiera de lapte și toate în priză. Așa. Aș fi preferat unul cu 3, dar cum n-am găsit cu 3, merge și cu 2 că mă descurc. Și astea sunt termosurile. Sunt de 500 de mililitri. Și ține 20, până la 24 de ore lichidul rece și 6 ore lichidul cald. Este de 500 de mililitri, nu știu dacă am zis, și mi-a plăcut. Și unul din lucrurile, al doilea lucru care a fost foarte important, să vină cu închizătoare destul de bună și să aibă gura asta așa. Mai erau unele care aveau o gură foarte mare și eram sigură că dacă îl voi lua pe acela, voi da pe jos. Sau pe mine, nu pe jos. Așa că de aceea l-am luat pe acesta, care era mai scumpus decât restul, dar era mai important ca să nu dau pe mine. Cam așa este și în interior, destul de mare. Și aici vine cu chestia asta care se închide etanș, cred că se numește. Mi-aș fi plăcut să-mi iau altă culoare ca să am și eu și iubitul meu culori diferite, dar cum l-am găsit, le-am luat la fel și aia e. Au fost 70 de lei ambele. Mai departe, am mai ieșit bonul, dacă vă interesează o să vă zic la sfârșit. Mi-am luat niște mănuși, că nu știam dacă mai am mănuși prin casă. Astea au fost 5 lei, așa că le-am cumpărat. Am mai cumpărat două chestii de care vom avea nevoie pentru când plecăm în vacanță, că vom vrea să plecăm doar cu ghiozdan, ceea ce n-am mai făcut niciodată. Dacă mergem cu avionul, vă dați seama că este mai complicat. Adică am putea să ne luăm bagaj de cală sau măcar din ăla de 10 kg pe care să-l punem în avion, numai că am început prețurile la bagaje să coste mai mult decât biletul și am zis că nu se merită, așa că am zis că vom călători cu un bagaj, un ghiozdan în spate. Și ca să nu luăm un parfum întreg, pentru că în primul rând nici n-ai voie și în al doilea rând ar fi foarte greu, am cumpărat două din astea în care vom pune parfum. Sunt de 5 ml, ăsta roz este al meu, ăsta auriu este al iubitului meu. Au fost 7 lei bucata. Plănuiam să le iau de pe Shein, dar am zis că ei, hai, lasă. Pe Shein erau 3 lei și ceva, ce-i drept, aici au fost 7 lei, dar aia e. Și ultimul lucru este această pentiță, se numește? Stați să vă arăt imediat.
pe care o pui ca să-ți țină la urechi, în mare parte. Ia să vedem. Nu cred că îmi stă mie neapărat foarte bine cu așa ceva. Stați că am aici oglinda. Dar cum o să-mi fie foarte greu să stau cu căciulă pe cap, e bună și chestia asta. Și cam așa arată. Nu-mi stă chiar rău, cred. Dar poate nici bine nu-mi stă. Astea au fost și lucrurile lucrurile pe care le-am cumpărat din Jumbo. Haide să vă zic pe de prețurile. Astea de la Lotto, 1,50 lei, cealaltă tot 1,50 lei. Acel plasture pentru cald, 4 lei. 35 de lei bucata de termos. 7 lei alea mici de parfum. Bentița asta, 13 lei. Șervețelele umede alea micuțe, 2,50 lei. Plăsturile pentru salată, scrie aici, 7 lei. Și mănușile, 5 lei. Și am dat 120 de lei, așa cum vă ziceam. Cam atât. Mă pun să strâng pe aici, că e destul de mare dezastru, sinceră să fiu, și sper doar să nu uit ca dimineață, când mă apuc să-mi fac cafeaua, să vă arăt și vouă cum o prepar, să vă zic mai mult despre aparat atunci când e în funcțiune. Gata, ne auzim mâine. Ăsta este aparatul. Stați să-l întorc puțin ca să vedeți despre ce este vorba. Este un aparat de la Nespresso, care se folosește foarte simplu, doar apăsând butonul acesta și are aici în spate un recipient de apă, iar aici, în chestia asta, intră spumiera, i-aș zice eu. E un aparat care spumează practic laptele, o să vi-l arăt și pe acela imediat, dar haideți să-mi aduc întâi pahare, spumiera, laptele și stați să vă arăt și ce kit am primit. Practic, ăsta este kitul pe care îl primești după cumpărarea acestui aparat. Este un kit cu 12 capsule. Vedeți că noi am folosit vreo 4, cred. 3 chiar. Așa. Și aici avem și explicația cafelelor. Tot ce am testat de aici nu pot să zic neapărat că mi-a plăcut, dar mai testăm să vedem cum sunt. Și după ce am primit creditul în contul meu, mi-am cumpărat cafea și am cumpărat mai multe sortimente. Am cumpărat în primul rând Vertuo Bianco Piccolo, nu pot să zic că îmi place foarte mult, Golden Caramel, așa, care este preferata noastră, cred că asta, sau nu, asta, Bianco Piccolo e preferata noastră, asta Rich Chocolate, asta cu vanilie e ok, iar asta n-am, adică am cumpărat-o, dar nu e neapărat pentru noi, e când mai vin părinții iubitului meu, că ei beau foarte intensă cafeaua. Și asta pe care v-am arătat-o eu aici, v-am zis că este oricum intensă, nici nu vreau să știu cum e asta, care are intensitate 12, cel mai mult dintre toate. Haideți că mă gândesc ce fac, ce cafea îmi fac și vă arăt imediat la aparat. Am ales două, am ales asta așa galbenă, care se numește Volteso și e un espresso de 40 de ml și am ales-o pe asta, mov, pentru iubitul meu, Altissimo, tot 40 de ml. Bun, haideți să vă arăt. În primul rând, pornim aparatul, desfacem și capsula, o să vedeți că de acolo se va duce în spate, unde este un recipient în care ții capsulele. Aici închidem frumos, dau aici la maximum, opa, stați că nu pot cu mână, așa, ca să fie foarte bine închis și punem aici paharul, am pus două cuburi de zahăr și o să-l las așa și îl pornim. Scoate un suret, ce-i drept, dar nu are nimic. O să vedeți cum curge aici, imediat, cafeaua. Și o să vă arăt cam aici și ăsta cu lapte. Îl arăt imediat după ce curge aici.
și când se termină scoate sunetul ăla ca și cum e finalizat, nu știu exact cum să vă explic. Și aici avem un shot de cafea. Așa, și haideți să vă arăt cum fac cu laptele. În primul rând am pus aici laptele, punem capacul și apăsăm pe buton și deja începe să-l învârtă. Și așteptăm. Acum să vă arăt, cum a ieșit spuma asta, că nu cred că pot să desfac. Cam așa. Am pus lapte de 1,5. Probabil dacă aș fi pus lapte din acela cu 3,5, ar fi ieșit mai mult mai spumoasă. Și haideți să vă arăt. Cam așa, o să mai ai o spumă care a mai rămas aici. Amestec și gata. Am pus-o și pe a mea, la fel un shot de cafea și voi pune laptele și cam atât. Hello! Sper că mă vedeți binișor. Nu știu dacă am pete pe oglinda asta din fața mea. Încerc să văd dacă se vede bine, dar mi se pare că nu se vede bine și nu înțeleg de ce. Mă rog, mă așteptam să nu mai fi, să nu mai vorbesc cu voi în vlogul acesta și nu pentru că nu am vrut, ci pentru că nu mi-a mai permis timpul, ceea ce sunteți obișnuiți să auziți de la mine. Știu că, na, poate părea un picuț ciudat, că, nu știu, vlogurile mele nu mai sunt la fel de, nu știu cum să zic, active, cred că ăsta este cuvântul, dar credeți-mă că chiar nu am ce să fac, chiar nu pot. De exemplu, acum este 6:23-5 minute, tocmai ce am terminat munca. Mâine oricum mă duc la birou, deci clar toată ziua este, mă rog, pierdut, ar zice în ghilimele, că stau acolo, mai trebuie să merg la facultate să-mi iau o adeverință pentru faptul că sunt studentă. Poate este o informație utilă pentru voi, o să vă spun și vouă. Cazul în care lucrați și cum vine sesiunea acum, puteți să cereți angajatorului să vă dea un concediu de studii, așa se numește. În mare parte este în jur de, la mai multe joburi, din ce am înțeles eu, este în jur de 10 zile plătite sau 30 de zile neplătite, așa că poate este o informație utilă pentru voi în cazul în care sunteți studenți, studente, să știți că puteți să vorbiți cu angajatorul vostru despre chestia asta, trebuie doar să duceți o adeverință de la facultate, cum că sunteți studenți la facultatea lor, logic, și atât, apoi poți să-ți iei zilele acelea libere când vrei tu, când ai examen, în mare parte, adică pentru asta e practic acest concediu, numai că nu știu dacă este peste tot sau doar la mine la job. Nu ai voie să-ți iei zilele una după alta, gen luni și marți, nu știu exact, dar cred că așa este tot, habar nu am, sau poți, sau, nu știu, mă rog. Dar întrebați și voi și poate vi se oferă informații, așa cum s-a oferit și la mine informații. Bun, zilele astea n-am făcut nimic interesant. Luni am fost la facultate, marți am fost la facultate că am avut de prezentat proiect și am fost chiar acolo, ieri a fost marți, de fapt, că astăzi este miercuri, am fost foarte stresată, a ieșit destul de ok din punctul meu de vedere, mereu se poate mai bine, dar aia e. Iar astăzi, fiind miercuri, am lucrat, o să urmeze să mă duc să-mi fac, să-mi iau notițele, de fapt, pentru ceea ce urmează să am la primul examen și anume pe 23 este primul examen și mă pot să-mi fac structura, să-mi iau notițe din PPT-uri, mi le scriu eu pentru că așa pot, ăsta este sistemul meu de a învăța și astăzi îmi iau notițe, probabil mâine mai am ceva de lucrat la un alt, pentru un alt examen, am de făcut un fel de, nu știu cum să-i zic exact, este ca un fel de licență, pentru că zic asta că are o întindere foarte mare de vreo 20 de pagini și trebuie să mă ocup și de chestia asta, dacă mai am timp, că mâine vin de la birou. Da, o să văd. Am aici un plasture pe care l-am luat din Jumbo. Nu știu când v-am arătat eu produsele din Jumbo. Cred că în acest clip. Cred că așa. Sper că nu bat gândit. Și vă arătasem eu acolo. Oare cum vedeți? Ia asta. Așa, ia. Vă arătasem eu în clipul, mă rog, în acest daily vlog, că am cumpărat plasturi ăștia cu efect de căldură pe care îi pui în zonele în care te doare. Eu mi-am pus aici, undeva în partea asta, din cauza faptului că stau foarte mult la birou și de cele mai multe ori pozițiile nu sunt chiar ok. Am o durere destul de mare și de puternică în zona asta și da, i-am pus.
nu pot să zic că m-a scăpat de durere sau ceva de genul acesta, dar mi-a încălzit zona și pe moment a fost mai ok. După a început iarăși durerea să se simtă. Dacă vi recomand, poate pentru durerile de burtă, cum arată aici. Opa. Așa funcționează, dar pentru ce am avut eu nu au funcționat, mă rog, i-am testat, aia e. Nici n-au costat mult, deci n-a fost o mare pierdere. Ce să vă mai zic? Dacă mă vedeți cu părul ăsta așa murdar, este pentru simplu fapt că, na, stau aproape de centrul Bucureștiului, fac 10 minute mergând pe jos până în centru și ghiciți ce? Nu am apă caldă, da. Și nici căldură, dar nu mai zic nimic. Și by the way, dacă mă vedeți cu mânecă lungă și cu pijama de Crăciun, să știți de ce. Că de obicei nu obișnuiesc să port pantalon cu mânecă lungă și pantaloni cu... gen pantalon lung și bluză cu mânecă lungă. Asta am vrut să zic, sunt obosită, nu știu ce tot zic eu aici. Da. Așa că e destul de răcoare în casă, de aceea stau cu bluză cu mânecă lungă plus bluză de Crăciun. Bun. M-am scuzat și din cauza faptului că am părul murdar, eu nu știu ce să vă mai zic. Sunt așa cu capul în toate părțile și sunt un picuț obosită. Mai am de editat și daily vlogul acesta, by the way, că na, nu se termină lucrurile pe care le-am de făcut. Nu știu când să-l fac și pe ăsta, sincer să fiu. Poate apuc în seara asta, dacă nu mâine. Ultimul clip a fost postat duminică și probabil și pe ăsta îl voi posta tot duminică sau poate sâmbătă seara. Se pare că nici măcar nu mai am un program de postat. Nu înțeleg. Nu înțeleg. Nu mai înțeleg nimic. Probabil că o să-l pun duminică și aia e. Sau o să fac acum o excepție și o să-l pun sâmbătă. Abar nu am. Mai și somn, sincer să fiu. Și astăzi m-am trezit la 8:30 pentru că n-am lucrat de acasă. Mâine o să mă trezesc mai devreme. Nici nu vreau să știu cum este. Nu știu, în ultimul timp nu prea am fost deloc ok cu somnul. Am fost așa, nu știu, nu mă mai puteam trezi dimineața. M-am culcat și târziu, dar nu mai pot să adorm, parcă nici foarte devreme, în jur de 1-2 pot să adorm. Poate că dacă încep din nou să-mi reintru în ritm și să merg aproape în fiecare zi la birou, o să-mi reintru în ritm. Oricum, ideea este că mă simt și foarte obosită. Da. Asta este. Facem față, trece și sesiunea, trece și perioada asta care este foarte aglomerată pentru mine. Din păcate, dar aia e. Au fost și altele poate mai rele. Bun. Mă duc la calculator, descarc toate fișierele video pe care le-am, toate filmulețele, videourile pe care le-am. Încerc să le pun măcar în folder și să urmeze, să le editez azi, mâine, văd eu când. Mă apuc să văd, să-mi iau și notițe pentru ce am de făcut. Îl aștept pe iubitul meu și cred că pe la 6:30 ajunge. Poate o să ieșim la o plimbare în jurul blocului, să-mi recreez și eu un picuț creierii, că nu mai pot. Și atât. Hai să termină și de vlogul ăsta. Știu că n-a fost unul foarte interesant. A fost mai mult așa cu haul-uri, ceea ce nu cred că vă displace, că știu că voi sunteți, că știu că vă place foarte mult, vă plac foarte mult haul-urile. Am văzut asta și din ultimul clip, acela cu Sinsei, Sephora și cutiuța de la Look Fantastic, care a făcut 1000 de vizualizări, ceea ce în ultimul timp nu prea s-a întâmplat din cauza faptului că na, am postat și în perioada vlogmasului când toată lumea posta și na, au scăzut vizualizările. Bun. Mă duc, îmi fac treaba și ne auzim în următorul clip. V-am pupat, pa, pa!